Posibil, tovarășe profesor. Teoretic posibil. Vedeți, e adevărat. Cel mai bun cunoscător a ceea ce reprezentăm suntem noi înșine. Se abține cineva? Numai că pentru o evaluare cât mai exactă, e necesar să ne raportăm permanent la părerile celorlalți. Chiar ai putea? Sigur că da. Cine este pentru schimbarea secretarului organizației noastre? Deci părerea majorității este pentru. Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mă, ce perspicace ești! Aha! Asta ține tot de stilul tău. Așa de a fi original. Dar ce mai fi și asta? Tu nu înțelegi că noi nu putem trăi singuri într-un spațiu gol, cum spunea Socrate? Mihai, zău, parcă nici nu îndrăznesc să te rog. Ce faci, frunșor? Mă scuzați, tovarășa profesor, mă duc la tovarășul diriginte. Sigur că da, aveți dreptate. Păi cum ne-a fost vorba, domnul Ionic? Dă-o încoace, că de-abia am găsit amprentele. Cărți polițiste? Pofta în cui? Vă rog să nu vă spărați, dar nu cred că pot. Fac ce fac și iar ajung vedetă. Am și eu talentele mele, mă, băieți. Adică, amor vincit. Bă-l nebi să fiu dacă n-are dreptate. Ce-i în capul tău? Eu îți doresc binele, iar tu te încăpățânezi ca un catâr. Aș vrea să spun ceva după ce termini. Te aștept? Aștept degeaba. Bravo, Mihai! Joacă tare! Situația e egală. Propun remiză. Ești un băiat nemaipomenit. Mă, pe cuvânt că ești deștept, mă! Ești deștept! Pandele la telefon! Să trăiți, să rămână la tovarăși directoare! Nu mă privește! Nu-mi face plăcere, dar trebuie să spun trei ca să te stimulezi pe mai târziu să iei 10. Tu ce faci, nu danse? Nu prea știu. Întâia oară ne-ntâlnim, întâia oară. Ei, cine continuă? Mi-am revenit. Las că știu mai bine decât voi ce am. Dar treci, mă, treci. Așa e, Neapander. Nu ne lăsăm noi așa cu una, cu două, nu? Sigur. Bă, pe zevenilor, mă. Ce ai acolo, puișor? E minunat. În viața mea n-am primit ceva mai frumos. În fața noastră avem dreapta. Noi îi ajutăm pe copii cât putem. Facem ore suplimentare, pregătire pentru olimpiadă, consultații. Dar ce vorba e asta? Povestea cu simultanul. Însă fără studiu individual, fără ambiție, fără muncă, nu se poate. Ori unii dintre copiii dumneavoastră nu muncesc cum trebuie. În timpul discuțiilor s-a făcut o propunere. Sunteți de acord cu ea? Unele foarte bun, dar a început-o bine și sfârșește mai puțin bine. Ceea ce este evident o calitate. I-am dat 3. Ce să fac? N-am avut încotro ca să-l trezesc, mă înțelegeți? Adică cum, Șerbane, fără ținută? Fără? Serviți, serviți, e făcut de mama lui Șerban special pentru voi. O fi făcut de mama lui Șerban, dar poate când era băiatul mai mic. Ține minte 3 cuvinte, adio. Cavalerul meu, mai multă grijă pentru botine, sunt ale unei verișoare. Scuză-mă, n-am vrut. Ai înțeles, domnule, Dana nu există pentru tine, ai înțeles? Clar! Excelent, Vlad! Mulțumesc! Treci la loc! Am făcut-o, trebuie să o trag! Te mai doare mâna? Mă doare capul de prostiile pe care le faci! Numai că... Ce se întâmplă aici? Dânsa e de la radio, face un reportaj despre noi. Da? Îmi pare bine. Parcă m-aș cunoaște. Sunt profesoara Isos Babaldovin. Ionica! Ce-i cu mascarada asta? Te duci în sala de lectură că aici te trage patul. Executarea! Voiam mai de mult să te întreb. Tu ești cumva supărat pe mine? Ai văzut că se poate, Ionic? Ia să vedem dacă ți-ese acum media. Îmi iese și cu 8, tovarășa profesor. Ei, dar tu meris nouă! Încă n-am putut să-mi dau un răspuns clar. Văd că ți-a prins bine corigența. Puișor! Deci părerea majorității este pentru. Cine este împotrivă? Se abține cineva? Adriane, scoală! S-a terminat vacanța! Scoală, Adriane! Uitați-mă! Vă sunt dator cu felicitare! Mie mai cu jumate! Da. Trebuie să fie aspru sancționați! Pentru că disciplina... E disciplină! Opa! O trădesc pe isoșel? Studiez șahul? Nu trăim singuri, într-un spațiu gol. Constituim cu toții un tot unitar, în care fiecare se valorifică în funcție de coeziunea și unitatea acestui ansamblu. Nu mă privește! Măi, Ionică, ți-am zis, anul ăsta nu vreau să mă las. Ah, mama cu vorba și-am uitat să discutăm despre ședința UTC. De acord să o facem ora viitoare? Da!
liber. Îți mulțumesc pentru floare, Sârban. N-ai pentru ce? Ți-am mai spus și anul trecut că nu sunt eu autorul. După ce că n-ai luat decât un pârlit de 5, te mai ții și de prostii. Să știi că nu l-am cumpărat. Nu? Dar de unde l-ai? În vreme ce tu culegeai laur cu șahul tău, eu culegeam scoici. Fii atent! Asta te obligă! Încă ceva, încă ceva, dacă se poate. Nu, nu, cred că aici trebuie aplicată metoda Casablanca. Capablanca, tată! Bineînțeles că n-am mai intrat la film. Zău, îmi pare rău. Dragă tată, află despre mine că sunt bine sănătoși, ceea ce le dorești și pacienților tăi. Să trăiești, Nea Pantele! Salut, mezumanilor! Nu? A luat 10 la Isoșel, 10! Știam eu că poți mai mult. Tu ce-ai făcut, Ionica? Eu am luat 5. Anul ăsta nu mă mai las. Am înțeles. Ai visat-o pe Isoșel că spune coroniță pe cap. 10 la ce zis, mă? La Isoșel. La Isoșel? Da. Bine, uite, trebuie să mă duc să duc cumpărăturile. Ne vedem mâine la școală. La revedere. Deci părerea majorității este pentru. Cine este împotrivă? Nu vrea, mă, nu vrea, așa el că pus. Cum să nu fie, mă, uite-te aici, na. Ascultă, Mihai, eu n-am chef să ne facem de baftă din cauza lui, da? Păi atunci ia-l tu în bancă lângă tine și suplei tu. De aceea ne-am gândit că ar fi folositor să participe și tovarășele profesoare de matematică și de fizică. Ia mai lăsați-mă, mă, în pace, că mă descurc și singur. Ionică, puișor, locul tău e în dreapta lui Mihai. Tovarășe profesoară, eu mă concentrez mai bine pe rândul ăsta. Tocmai de aceea, să nu te doare capul de prea multă concentrare. Așa că, repede la locul tău. Ia poftiți la tablă. Luați-vă și caietele de temă. Ionică, cât fac unul și cu unul? Doi. Doi. Cu doi cât o să luați împreună, n-o să mai treacă niciunul clasă. Tocmai tu vorbești de interesul clasei? De câte ori te-a durut pe tine cu adevărat de ceea ce se întâmplă cu noi? Dacă e vorba de colegialitate, să vă spun pe-a dreapta. Nu există decât un singur vinovat. Eu. Vedeți cucuiele din capul meu? Mihai mi l-a făcut. El m-a bătut la cap, m-a descălit, m-a închis în dormitor să învăț. Cum ți-ai permis, mă? Cum ți-ai permis? Uite că am citit și bine am făcut. Să-ți fie rușine! Fetelor le place consecvența. Ascultă-mă pe mine. Mă le-o fi plăcând lor, dar și mie îmi place. Dar totuși, dacă... Nimic! Lasă-mă că vă arăt eu ce poate băiatul. Ți-am adus masa la sufertași. Geta ți-a trimis prăjituri, pe ăsta l-am băgat în colț. Uite, ți-am luat ventilator să-ți oxigenezi mintea aia. Ce mai vrei? Ce bine stă cu ochelari. X la 3-a minus 7X pătrat Nu. Plus? Plus, plus. Uite că am mai trecut încă o etapă din viața noastră. Și o să vină altele, mereu altele, mereu altele. Tot să trecem de ele cu fruntea sus. Aș vrea să-ți dăruiesc eu ceva. Ceva modest, dar la care țin foarte mult. Și acum, sigur, o să trebuiască să mă sancționați. Să știți că eu nu mă supăr. Ești totuși un mare măgar. Și mătăluță puișor tot trei. Și vezi că te amenință din nou. Corigență. Spune-mi sincer, Mihai, te-am supărat cu ceva? Te dai mare, pa jurăminte. Și când colo ești o mămăligă. Vino să te pup! Da, păcat, făcuse și o treabă bună. Ce faci, maestre? Ai descoperit o nouă metodă, le rezolvi în somn. Nu, nu, mă gândeam. Și cu asta am terminat.